Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Discolul și prima zăpadă serioasă din această iarnă au pus România la încercare. Peste 650 de oameni au fost salvați din nămeți. Cu 18 morți și peste 7.000 de îmbolnăvii în ultima săptămână, autoritățile au declarat epidemia de gripă. Iar după ce s-a consultat cu reprezentanții partidelor parlamentare, șeful statului l-a desemnat tot pe Ludovic Orban în funcția de premier. Primul episod de vreme cu adevărat severă din această iarnă a colorat în roșu harta a 9 județe, iar în alte părți meteorologii au emis coduri portocalii și galbene. Un front atmosferic rece a adus în România zăpada la care mulți nici nu se mai gândeau, iar schimbarea bruscă de temperatură a dat putere nebănuită vântului, care în unele zone înalte a suflat cu aproape 200 de km pe oră. Deși autoritățile au închis mai multe drumuri, în unele locuri problemele de pe șosele nu s-au putut evita. Sute de oameni care s-au aventurat în viscol au fost salvați din acest coșmar abia astăzi. Gheață! E blocat! Nu se vede în față la 1,5 metri. În Botoșani, șoferii prinși în mijlocul viscolului, care a redus considerabil vizibilitatea, nu au mai putut înainta. Traficul spre Suceava pe drumul european 58 s-a blocat mai multe ore după ce o dubă a ajuns de-a curmezișul. Am intrat pe contrasens și au blocat circulația. Ăsta e românul. Se bagă. De două ori stăm aici. În 9 județe a fost toată noaptea cod roșu de viscol și ninsori, iar în 4 dintre ele drumurile au fost închise preventiv. În pasul Tihuța, unde nu s-au impus restricții, problemele au apărut de cum s-a pornit viscolul. Un camion scăpat de sub control a nimerit în șanț. Inclusiv tirurile echipate cu anvelope pentru iarnă au înaintat greu. Uite, Murga, e patinează. E blocat. De când timp stați? O două ori. Trebuie să vină lamele din sus ca să le facă și loc. A fost dată alarma și în dispeceratul de la ISU Brăila. Având în vedere codul roșu care s-a instituit de județul Brăila, de vânt puternic și viscol, toate drumurile naturale sunt blocate. Ninge viscolit, vizibilitatea a scăzut foarte mult, acum cred că este undeva sub 50 de metri. Vă recomandăm un Beco sau un apel la Galați pentru siguranța dumneavoastră. Pentru aproape 30 de oameni blocați în nămeți pe drumul european 584, în județul Brăila, salvarea a venit abia dimineață. Militarii de la ISU au găsit mașinile înghețate, unele îngropate în zăpadă. O fotografie cu un salvator cu hainele înghețate arată condițiile vitrege pe care au trebuit să le îndure. În Constanța, viscolul a aruncat mașinile pe câmp, ori în nămeți. Vântul suflă cu o putere atât de mare încât toată zăpada de pe câmp este viscolită pe șosea, iar vizibilitatea este zero. Foarte mulți au ales să meargă pe jos și și-au abandonat mașinile. Stau blocat de 3 ore. N-a venit nimeni să ne scoată. Am lăsat mașina acolo. Nu se vede în față la 1,5 metri. E durere. Hai de puțin. Iată ce se întâmplă în momentul în care vântul suflă cu peste 90 de km la oră. Șoferii au fost obligați să-și abandoneze mașinile și să meargă pe jos până în prima localitate pentru a se adăposti. Greu le-a fost și echipajelor de salvare. Ambulanța nu a putut ajunge la o tânără de 17 ani însărcinată în 7 luni, iar pentru transportul ei la spital a fost nevoie de intervenția unui vehicul cu șenile. La fel s-a procedat și în Tulcea, în cazul unei femei care acuza o colică biliară și trebuia dusă de urgență la medic. Rău a fost și pe șoselele din Ialomița. Imaginați-vă ce viscol puternic a fost azi noapte aici, încât s-au format aceste cuburi uriașe de zăpadă înghețată. Vântul a spulberat efectiv zăpada și a adus-o aici în jurul acestui tir. L-a blocat efectiv, iar acest om care stă în cabină, șoferul n-a mai putut înainta nicio secundă, așteaptă aici ajutoare de mai bine de 10 ore. Nu se vedea nimic din cauza asta, nu putea să facă nimic, o spulbera la loc. O noapte întreagă au așteptat ajutor și acești oameni. Carosabilul este acoperit în întregime de zăpadă, dar și de un strat de gheață. 10 sinistrați au suferit de frig și între Buzău și Slobozia. Au avut noroc cu câțiva localnici care dimineață au ajuns la ei și au adăpostit apoi într-o școală. Teroare, zăpadă, viscol,
14-15 ore. Am sunat la 112, de cât că am avut 10 apeluri, cred că fiecare mașină au fost 4-5 mașini. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, pe șoselele înghețate din România au rămas blocate noaptea trecută 70 de mașini, iar peste 650 de persoane au fost salvate. Un fenomen meteo devastator care a avut puterea unei tornade a provocat un adevărat dezastru în zona înaltă a județului Prahova. O pădure care se întindea pe mai bine de 80 de hectare a fost secerată. Curenții de aer s-au comportat ca un tăvălug, iar în calea lor nu au rezistat nici arborii soliți. Pe DN1A, în zona Cheia, peste 100 de brazi mari au fost rupți de vijelie și aruncați pe șosea, unde au blocat traficul. Pe aici nu se mai trece, suntem la ieșire din Cheia, pe DN1A, mai bine de 100 de copaci au fost frânți efectiv de rafalele de vânt. Erau căzuți mulți copaci și nu se putea nici debloca, din cauza că cădeau în continuu. Amploarea dezastrului lăsat în urmă de codul roșu s-a văzut abia azi. Copacii rupți de vântul, care potrivit meteorologilor a depășit 100 de km pe oră, ofereau un spectacol sinistru. Ca într-un joc de domino, curenții de aer au frânt brad după brad. Acest brad cântărește aproximativ 7 tone și are în jur de 150 de ani, spun pădurarii. Furia naturii l-a smuls efectiv din rădăcină, așa cum s-a întâmplat cu zeci de mii de alți arbori din această pădure. Distrugerile sunt de 100% și pe suprafață mult mai mare decât am avut impresia. Consider că depășește undeva 80 de hectare. Vezi, dar rămâne tot. Într-o fracțiune de secundă. Are aspect sinistru, așa. S-a produs o dobărâtură de vânt în masă datorită unor fenomene extreme. Ca după avalanșă. Dezastru. Reprezentanții Direcției Silvice Prahova susțin că aproape 50.000 de metri cubi de lemn au fost culcați la pământ de vijelie. Asemănător unei tornade, fenomenul petrecut în zona a fost provocat de o schimbare bruscă a presiunii atmosferice, spun meteorologii. Vântul a venit dintr-o direcție. Dacă a prins o pantă, urcă pe pantă, la coborâre se intensifică. Rafalele puternice au frânt zeci de arbori și la granița dintre Harghita și Covasna. Unul a căzut pe cabina unui camion, iar șoferul a fost rănit și dus la spital. Cu informații suplimentare, ni se alătură colegul meu, Cătălin Radutănase. Bună seara, Cătălin! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Când am ajuns astăzi în Cheia, am avut senzația că mă întorc în timp. Mai precis, în 1908, în extremul Orient Rus, atunci când la Tunguska, explozia unui meteorit în atmosfera terestră a pus la pământ 2000 de kilometri pătrați din pădurea siberiană. Ei bine, aici, în județul Prahova, imaginile sunt similare. Cei mai mulți arbori au fost distruși prin răsucire, la diferite distanțe față de sol. E adevărat, mulți dintre brazi au fost distruși prin acel efect de domino despre care vorbeau ceva mai devreme pădurarii. A fost de ajuns ca un brad de 700-800 de kilograme sau de mai multe tone să fie rupt din rădăcină, să se prăbușească peste altul și tot așa. Numai că întinderea de care vorbim, pe care se manifestă această distrugere, acest dezastru natural, e uriașă. 80 de hectare, ori cel mai mult se vede înspre coasta muntelui, o adevărată pădure de țepe, numai cioturi albe peste tot, oriunde vezi cu ochii. Ori vă spuneam că toți acești brazi, mulți dintre ei, cei mai mulți tineri, foarte puternici, rezistenți, care au trecut prin zeci de ierni, toți aceștia au fost pur și simplu rupți prin răsucire, exact ca și cum am frânge un băz de chibrit între degete. O să vă întrebați, pe bună dreptate, cum este posibil așa ceva? Cum este posibil ca în numai câteva zeci de minute vântul să ajungă la o viteză de poate 200 de kilometri pe oră și o pădure de o asemenea dimensiune să fie rasă de pe suprafața pământului? Explicația pe care o dau oamenii de știință este una extrem de simplă. Imaginați-vă că aveți o pâlnie pe care o puneți cu gura în jos și la capătul ei, sus, undeva, deasupra, montați un ventilator extrem de puternic care trage aerul. Este cea mai bună exemplificare a ceea ce meteorologii numesc o inversiune bruscă, o schimbare bruscă a presiunii, când de la marginile acestei pâlnii de la exterior presiunea începe să scadă foarte, foarte mult până în centru. Imaginați-vă curenții aceștia de aer care ajung, vă spuneam, și la 200 de kilometri pe oră, cum întâi se deplasează pe orizontală, rup tot în calea lor, apoi urcă
brusc pe verticală spre acel gât de pâlnie, moment în care toți brazii au fost torsionați, răsuciți ca scobitorile și aruncați la pământ. Vă spuneam, un fenomen extrem de rar. A mai fost văzut de câteva ori în România, undeva în județul Iași a mai văzut asta cu mulți ani și pe undeva pe la Sovata, însă niciodată de o asemenea amploare și niciodată cu distrugeri atât de importante pe un spațiu relativ restrâns, în la ieșire din stațiunea Cheia, a produs în numai câteva zeci de minute. Nu e pic de zăpadă, însă nici n-are importanța asta, câtă vreme la munte nu zăpada a pus probleme oamenilor, ci acest vânt îngrozitor care pur și simplu s-a canalizat pe suprafețe mici, distrugând totul, Andreea. Mulțumesc, Cătălin. Acest episod de vreme câinoasă a bulversat planurile multor români care au călătorit cu trenul sau cu avionul. Întârzierile de pe aeroportul Otopeni au depășit o oră. Au fost inclusiv situații în care piloții nu au ajuns la timp la aeronave din cauza drumurilor blocate. Pe calea ferată a fost și mai rău. Peste 70 de trenuri au fost anulate, iar cele care au plecat totuși au făcut enorm pe drum. Dimineața a început să ningă cu vești proaste. Inițial au fost anulate 35 de trenuri, însă după prânz erau deja 70 pe listă. Cei de la CFR Călători susțin că a fost nevoie de această măsură pentru ca liniile să poată fi curățate de zăpadă. Garniturile care au circulat totuși au avut întârzieri uriașe. Cea mai mare întârziere din Gara de Nord este în cazul unui tren, un tren privat care intră acum și a avut o întârziere de 390 de minute, adică 6 ore și jumătate. Această garnitură vine din Arad, o zonă în care nu a nins. A fost avarie pe la Timișoara, pe acolo firul de contact a variat. Călătorii erau obosiți, dar și furioși. Ministrul transportului da jos repede, directorul, că trebuia să fiu acasă lângă copiii mei și lângă nepoții mei, nu? Să nu se investească, să nu se facă nimic, stai în loc ca să pierzi timpul, e strigător la cer. Și trenul Timișoara-București a avut o întârziere mare, de 4 ore. Printre pasagerii nemulțumiți, Anca Serea, grăbită să ajungă la copii. O experiență destul de tristă pentru România, secolului în care suntem. Eu am plecat de la Timișoara la fix la ora 22:20 și după aproximativ 15 minute la Remetea Mare, dacă pronunț corect, s-a oprit trenul brusc, s-a oprit și căldura. Și cursa Brașov-București a ajuns cu greu în Gara de Nord. Cum a fost călătoria din Brașov? Nu strălucită. Da, întârzierea 105 minute. Întârzierea 105 minute datorează faptului că s-a defectat mașina. Pasagerii nu vor fi despăgubiți. România este exceptată de la plata despăgubirilor, în special de la cele generate de forță majoră. Întârzierea au fost și pe Otopeni, în unele cazuri pentru că echipajul nu a reușit să ajungă la bord. Pe zborul de Iași, zborul Tarom, pentru că piloții nu au reușit să ajungă la aeroport, să ajungă la aeronavă, rămânând înzăpeziți în localitățile din jurul Bucureștiului. În medie, întârzierile au fost de 70 de minute din cauza degivrării, adică a tratării cu substanțe anti-îngheț, dar și din cauza dezăpezirii platformelor, pistelor și căilor de rulare. Ninsoarea și viscolul au măturat inclusiv Bucureștiul și au lăsat în urmă un peisaj mai degrabă dezolant decât unul feric. Peste 100 de copaci au fost secerați de-a valma cu semafoare, bucăți de acoperiș și panouri publicitare. Pompierii care au muncit toată noaptea au intervenit în peste 170 de situații de urgență. Pe lumină, locuitorii au dat piept cu realitatea. Mulți au călcat în picioare ca să prindă metroul, iar prin intersecții au făcut salturi riscante pentru că acolo unde s-au topit troienele s-au format bălți uriașe. Vântul a început să sufle cu furie aseară, după ora 17, când codul portocaliu a intrat în vigoare. Mai târziu a început și ninsoarea, prima din acest an, însă poezia nu a durat prea mult. Din cauza viscolului, peste 100 de copaci au căzut pe trotuare, străzi, ori mașini parcate. Mi-a îndoit plafonul, s-a spart parbrizul. Vântul, care a avut peste 70 de km pe oră la rafală, a smuls acoperișuri, panouri publicitare, stâlpi și semafoare. M-am uitat pe geam la balcon și când l-am văzut negru, zic, mă, ce s-a întâmplat? Cred că a căzut casa. Când am ieșit afară din curte, am găsit acoperișul de jos. De dimineață, stratul de zăpadă depășea pe unele străzi 30 de centimetri. Au apărut inevitabil blocajele în trafic. Am 30 de minute până aici, de la Diham. Și în mod normal? Păi 5 minute, 10. A fost un chin și pentru pietoni. Până la ora 9 dimineața, trotuarele nu au fost curățate deloc. Singurii care și-au dezăpezit au fost proprietarii magazinelor. În schimb, pietonii circulă cu dificultate, mai ales că zăpada a înghețat, iar pe jos a devenit alunecos. Deci este groaznic.
pentru că nu au dezăpezit și cu căruț și cu doi copii mici, este îngrozitor. Am deja 20 de minute de mers de la piață până aici. Alunecuș, zăpadă multă, se vede, i-a prins iarăși până pregătit. Da, așa ne-a apucat vremea pe aici și ce să-i facem? Mers eu încet. Temperatura a crescut treptat, zăpada s-a topit repede, iar în intersecții s-au format bălți imense. Oamenilor le-a fost greu să le ocolească, ori să traverseze. Aveți nevoie de ajutor? În pijama. Da, da. Mersi foarte mult. Mersi stați mult. Bine cu echilibristica era... astăzi. Ah, vai de capul meu. Care este strategia? De a traversa? Ocolim bălțile. Da, probabil o barcă de salvare. Prin zăpadă, prin apă sau prin fața mașinilor. Acestea sunt alegerile pe care pietonii din București trebuie să le facă atunci când vor să traverseze strada. Și nu doar aici, în fața Spitalului Floreasca, ci în multe alte zone ale capitalei. Mulți au ales metroul, dar s-au trezit într-o uriașă aglomerație. La linia 1, Balbă Fitren, pentru Biric de Agara de Nord Republica. Tramvaiele 1 și 41 au fost și ele blocate în această dimineață, iar într-o fotografie postată pe Facebook se vede cum mai mulți oameni împing un autobuz STB rămas în zăpadă. Asociațiile pentru protecția mediului avertizează că zăpada murdară de pe străzi reprezintă un pericol pentru sănătate. Deci tot ce înseamnă încărcarea aceasta atmosferică, ce am avut carbonul, ce înseamnă compuși organici volativi care au fost spălați de această atmosferă, sulf, azot și alte elemente chimice care acum se regăsesc, plumbul care se regăsesc în cantități mari în această zăpadă, trebuie să rămână sau să fie dusă la locuri speciale indicate de APA Nova pentru a fi aruncate în canalizare. Să avem grijă ca această zăpadă să nu fie cumva aruncată în Dâmbovița de suprafață, cum procedează autoritățile, sau în Colentina. Deocamdată, Bucureștiul a scăpat de codurile de vreme rea, însă se lasă gerul. Spre sfârșitul săptămânii se vor înregistra minus 10 grade în zori. Acolo unde iarna s-a năpustit cu atâta forță, o mulțime de școli au rămas închise, iar peste 180 de localități nu aveau energie electrică nici în această după-amiază. Vijeliile au rupt firele de înaltă tensiune și au provocat stricăciuni serioase. În județul Constanța, rafalele de vânt au fost atât de puternice încât schela montată pe un bloc în construcție din Mamaia s-a desprins de pe imobil și s-a arcuit periculos. Bucăți de lemn și de metal s-au transformat în proiectile, iar din această cauză traficul a fost restricționat. La malul mării, vântul suflă cu putere. La rafală se registrează o viteză de peste 80 de km pe oră. Autoritățile au anunțat că toate porturile din județul Constanța și-au suspendat activitatea din cauza vântului puternic. Vijeliile au provocat pagube în mai toate zonele aflate sub alerte de vreme rea. Școala din Albești de Mușcel, județul Argeș, a rămas fără acoperiș. Vijelia puternică l-a smuls cu tot cu instalația electrică. E de la școala acoperișul. În județul Ialomița, la Grivița, vântul a biciuit cu 130 de km pe oră, iar la Căzănești un acoperiș a fost luat cu totul, de parcă ar fi fost din hârtie. În județul vecin, Buzău, vijelia a doborât un parapet de pod lung de aproximativ 20 de metri. Construcția veche din metal a cedat. Încă din timpul nopții au fost probleme mari. La Breaza, unde rafalele au atins 100 de km pe oră, 10 căsuțe din lemn în care comercianții vând diverse produse au fost puse la pământ, iar acum arată de parcă un camion a trecut prin ele. S-a auzit un zgomot puternic și a căzut acoperișul și o mașină mea. Groaznic, toată lumea s-a panicat, parcă vine sfârșitul lumii. În Bacău, locatarii unui bloc au fost scoși din case de zgomotul asurzitor făcut de acoperiș. Este jumătate din acoperiș, ca acum n-a fost niciodată. Lângă râmnicul sărat, acoperișul unei ferme a cedat și s-a prăbușit peste cele aproximativ 150 de animale care se aflau înăuntru. 29 de oi au murit. La Sân Nicolae Mare, în județul Timiș, o porțiune din zidul școlii a căzut în curtea unei case. Autoritățile nu își pot explica cum vântul a putut să muște practic din clădire, mai ales că au făcut reparații recent. Este o clădire foarte veche, dar zidul era în condiții bune, în sensul în care acoperișul a fost reabilitat în urmă cu câțiva ani de zile.
Toate școlile din 6 județe au fost închise astăzi din cauza vântului și a viscolului. În alte 3 județe, cursurile au fost suspendate doar în anumite localități. Cât privește alimentarea cu energie electrică, la ora 14 erau încă probleme în 6 județe. După nașterea unui bebeluș, depresia postnatală îi poate afecta și pe tați, nu doar pe mame, iar cauzele sunt diferite. Ce spun psihologii și medicii, aflați în câteva momente. Autoritățile au declarat oficial epidemie de gripă în România. Evoluția peste așteptări a numărului de îmbolnăviri, dar și de decese, a determinat pe specialiști epidemiologi să facă acest anunț mai devreme cu o săptămână decât ar fi trebuit conform procedurii. Încă 2 români au pierdut lupta cu boala doar în ultimele 2 zile. În ultima săptămână au fost înregistrate peste 7.000 de cazuri de gripă, la nivel național de 2 ori mai multe față de săptămâna precedentă. În aceste condiții, specialiștii au declarat epidemie de gripă. De obicei, specialiștii în epidemiologie declară că gripa evoluează epidemic după 3 săptămâni de evoluție epidemică, de săptămână epidemică. Nu s-au mai așteptat cea de-a 3-a săptămână. În cea de-a 2-a săptămână au constatat că gripa evoluează epidemic. Avem și 18 decese de gripă. Ministerul Sănătății a recomandat limitarea accesului vizitatorilor în spitale în această perioadă, iar unitățile sanitare trebuie să-și refacă stocurile de medicamente antivirale și de echipamente de protecție. Cea mai gravă situație este în capitală. Sunt peste 4.600 de cazuri de gripă doar la copii, raportate la cabinetele școlilor de stat. În total, 65 de școli din București au cursurile suspendate parțial. În general, sunt afectate una sau două clase de la fiecare unitate. Pe lângă acestea, alte 2 școli au cerut să nu facă deloc ore, pentru că în aceste zile au lipsit mai mult de 20% din totalul elevilor. Ambele unități de învățământ sunt din sectorul 3. De altfel, cele mai multe cazuri de gripă au fost în sectoarele 3 și 6. Medicii le recomandă părinților să nu își trimită copiii la școală dacă au febră sau tușesc și să îi țină acasă sub supraveghere. Gripa se dă mai departe prin picături pe care le dăm, micropicături pe care le dăm atunci când tușim sau strănutăm. Dacă nu ne protejăm în momentul când strănutăm, e un fel de abur de micropicături care se împrăștie în mediu și din aer imediat îl iau toți cei care sunt în zona respectivă. Oriunde, și în farmacie, și în metrou, și în general în spații închise. Pentru că inclusiv persoanele sănătoase sunt vulnerabile, medicii ne recomandă să ne spălăm des pe mâini, să mâncăm sănătos și să facem mișcare în aer liber. Este bine să evităm medicația în exces. Vaccinarea este, bineînțeles, cea mai bună metodă de prevenție. Pentru cei cu risc de îmbolnăvire, Ministerul Sănătății a achiziționat încă 35.000 de doze de vaccin, care vor ajunge la medicii de familie. 1,5 milioane de doze au fost deja distribuite de la începutul sezonului. Pe de altă parte, 17 români nu pot părăsi o navă de croazieră plasată în carantină într-un port din Japonia. Aproape 3.700 de persoane aflate la bord, pasageri și membri echipajului, nu au voie să coboare pentru că la bord au fost confirmate 20 de cazuri de infecție cu coronavirus. De altfel, acest virus afectează tot mai mulți oameni. Peste 3.700 de noi cazuri au fost confirmate în ultimele 24 de ore, ceea ce înseamnă cea mai mare creștere de la o zi la alta de la izbucnirea epidemiei. Ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis la bordul unei nave de lux s-a transformat într-un coșmar pentru cei peste 2.600 de pasageri și peste 1.000 de membri ai echipajului navei Diamond Princess. Odată întorși la Yokohama, în Japonia, s-au trezit că vacanța le-a fost prelungită forțat cu încă 2 săptămâni de carantină. Nebunia a început după ce medicii au constatat că unul dintre turiștii care s-a aflat la bord și a coborât la Hong Kong a fost purtător al coronavirusului. Japonezii au intrat în alertă și i-au testat pe toți cei care prezentau semne de boală. În 2 zile au descoperit alte 20 de persoane infectate care au fost debarcate și internate în spitale locale. Nava a fost plasată imediat în carantină. Doi dintre cei 17 români aflați la bord sunt și ei turiști și trebuie să stea doar în cabină pe perioada carantinei. Situația nu este chiar ușor de suportat. Compania care deține nava le-a oferit însă tuturor acces nelimitat la internet și le servește toate cele 3 mese în camere. Între timp, unii pasageri s-au transformat în adevărați corespondenți de presă și transmit regulat pe Facebook despre situația de pe navă. David Abel here, news at 13:07. We are dockside in Yokohama, taking on supplies, but got a couple of important updates for you in this latest live bulletin. I am now getting just a fraction concerned about the health checks that
I believe should be taking place, because if there are more infected people on board, they should be taken off. We want a virus-free ship. Pe de altă parte, o altă navă de croazieră a fost lăsată în carantină și la Hong Kong. Autoritățile locale au comunicat oficiului consular că nu au fost identificați cetățeni români printre pasagerii sau echipajul navei în cauză. Între timp, bilanțul epidemiei de coronavirus a ajuns la 593 de morți doar în China continentală. Numărul îmbolnăvirilor a depășit 28.000, fiind mai mare cu 3.700 de cazuri față de ziua precedentă. Aceasta este cea mai mare creștere de la o zi la alta înregistrată de la izbucnirea epidemiei. În China, la Wuhan, un bebeluș a fost diagnosticat cu noul coronavirus la doar 30 de ore de la naștere, cel mai tânăr pacient diagnosticat până acum. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat formarea unei echipe internaționale de specialiști cu misiunea de a stopa epidemia și de a preveni alte focare. Dar este nevoie de peste 670 de milioane de dolari pentru acest proiect. Ludovic Orban este propunerea de prim-ministru făcută de președintele Klaus Iohannis după o zi de consultări cu partidele parlamentare. Deși cu doar o zi în urmă a fost destituit din fruntea guvernului prin moțiune de cenzură, Orban devine acum premierul de sacrificiu. Șeful statului vrea alegeri anticipate, ca atare l-a propus pe Orban, tocmai pentru a fi respins de parlament. Întoarcerea la electorat înseamnă alegeri anticipate. Următorul pas foarte concret, îl desemnez pe domnul Ludovic Orban să formeze un nou guvern. La fel ca în urmă cu trei luni, liberalii au venit pregătiți cu același nume de premier, Ludovic Orban. Iar premierul propus a anunțat că va rămâne cu aceiași miniștri, doar că de data aceasta planul nu mai e să strângă susținere în Parlament, ci să fie respins, pentru că vor să ajungă la alegeri anticipate. Începând de săptămâna viitoare, vom avea un dialog cu toți partenerii pentru a stabili o strategie comună de declanșare a alegerilor anticipate. Și cei de la USR sunt de acord cu anticipatele, deși liderii partidului au înaintat și o propunere de premier, Dacian Cioloș, și au anunțat că nu vor vota învestirea niciunui guvern. Însă, dacă nu se va ajunge la alegeri anticipate, considerăm că experiența ultimelor trei luni arată că e necesar ca USR să fie prezent în guvernare, tocmai pentru a ne asigura că acest obiectiv al primarilor în două tururi devine o realitate. Socialdemocrații îl propun drept premier pe Remus Pricopie, fost ministru în guvernul Ponta și actual rector al SNSPA. Propunerea este susținută și de Pro-România. Cum încercarea lor nu a avut succes în fața lui Klaus Iohannis, PSD încearcă să-i forțeze mâna președintelui printr-o sesizare la Curtea Constituțională. Cu certitudine vom cere lămuriri până se va ajunge la un vot în Parlament. Președintele decide cât de scurtă sau lungă este această criză. La Curtea Constituțională ar putea ajunge și ordonanța de urgență prin care a fost prevăzută organizarea alegerilor anticipate adoptată de Ludovic Orban în ultima ședință de guvern și criticată de PSD, UDMR și ALDE. Și abia în funcție de ea se poate stabili calendarul alegerilor parlamentare înainte de termen. Dacă așteptăm 90 de zile, înseamnă că cel mai repede pe 5 iulie pot fi organizate alegerile anticipate. Liberalii ar urma să-și anunțe componența guvernului și programul de guvernare chiar luni, astfel încât, potrivit regulamentului Parlamentului, votul de investitură să fie dat cel târziu pe 24 februarie. Singurul impediment pentru organizarea alegerilor anticipate până la finalul lunii iunie este un blocaj la Curtea Constituțională. După încercări de netrecut pentru noi ceilalți, Tibi Ușeriu este pe cale să încheie maratonul arctic. Ce obstacole a avut de depășit, aflați în câteva momente. Depresia postnatală îi poate afecta și pe bărbați, nu doar pe femei, după nașterea unui copil. Aproximativ o treime dintre tați pot suferi de această boală, arată un studiu făcut de o școală publică din Virginia, Statele Unite. Primele 6 luni din viața bebelușului sunt cele mai dificile, pentru că se schimbă programul de somn și prioritățile și apare chiar și gelozia, spun psihologii. Ca să-i ajute pe viitorii tați, o maternitate din Iași le oferă consiliere gratuită. Iuliana se află la a treia sarcină și de fiecare dată spune că a simțit îngrijorarea excesivă a soțului ei. Îngrijorat, stresat, orice este posibil, mai rău ca femeia care e însărcinată. Dacă mișcă copilul, în fiecare dimineață a mișcat, deci asta e cea mai mare temere a lui. Chiar și așa, bărbații spun că nu apelează la psihologi. În primele luni după ce a venit bebelușul, s-a schimbat programul? Da, totul s-a schimbat în viața, absolut.
trebuie o consiliere și în această ramură. La primul copil a fost mai... am fost un pic așa îngrijorați că bărbații ar trebui să-și vadă de treaba lor de bărbați. Cam toate lucrurile se desfășoară din instinct. Tații pot vorbi despre aceste schimbări cu specialiștii de la o maternitate din Iași, unde li se oferă consiliere gratuită. Tăticii din România în ultimul timp sunt din ce în ce mai implicați. Sunt mai plângăcioși, sunt mai suferinți, vrem să-i ajutăm prin consiliere psihologică. De multe ori se plâng că nu știu să schimbe bebelușul sau le este frică să rămână cu bebelușul. Cabinetul va fi deschis de luna viitoare. Spațiul este de tip birou, un spațiu unde este necesară o intimitate a discuției între psiholog și tată. Nu se vor duce să caute un psiholog să vorbească despre asta. Frustrările se adună și uite așa se ajunge la dezechilibre în familie. Dacă la femei depresia postnatală este pusă pe seama schimbărilor hormonale, la bărbați cauzele sunt de natură psihologică. Tulburări de somn, urinări frecvente, dureri abdominale, în general în trimestrul 3 de sarcină, pot apărea la parteneri sentimente de gelozie, că viitoarea mămică își comută atenția către viitorul membru din familie. Potrivit unui studiu făcut de cercetătorii americani, 3 din 10 bărbați au fost deprimați la 6 săptămâni de la nașterea copilului, iar depresia lor s-a accentuat în următoarele 6 luni. Pacienții care merg în clinicile și spitalele private ar putea fi puși să plătească integral serviciile medicale. Supărați că prin ordonanța de urgență dată acum 2 zile, introducerea copleții a fost amânată până în aprilie 2021, furnizorii privați amenință că nu vor mai încheia contractele cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Asta înseamnă că bolnavii nu vor mai avea gratuitate în spitale private pentru consultații sau analize paraclinice atunci când au trimitere de la medicii de familie. Reprezentanții celor mai mari furnizori de servicii medicale private spun că ar putea refuza să semneze contractele cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate dacă li se interzice să le perceapă bolnavilor o coplată, adică o contribuție personală care să acopere diferența dintre costurile pe care le au și cele decontate de stat. În cazul spitalizării, de exemplu, costurile pot fi și de câteva ori mai mari la privat decât cele decontate de stat. Pentru o operație de apendicită, casa decontează în jur de 1500 de lei, costul real este în jur de 8.000 de lei. Vom fi nevoiți să lucrăm mai mult în afara contractului cu casa, pentru că nu poți să susții o operație cu 1.500 de lei. Da? Și pacientul va fi nevoit să plătească între costul ăla de 8.000. Nemulțumirea furnizorilor privați de servicii medicale pornește de la ordonanța de urgență dată de guvern marți seara și care așteaptă să fie publicată în Monitorul Oficial. Prin ordonanța de urgență, coplata, adică suma achitată de pacienți din propriul buzunar, a fost doar amânată până la data de 1 aprilie 2021. Pentru a fi aplicată însă, ordonanța are nevoie de norme, dar și de alte hotărâri, a căror dată de apariție este însă una incertă. Așadar, de anul viitor, bolnavii ar putea plăti pentru intervenții și analize medicale dacă tariful depășește suma decontată de Casa de Asigurări de Sănătate. Asociațiile de pacienți se tem însă că unii bolnavi nu își vor putea permite costurile, iar pentru bolnavii cronici, spitalele de stat nu sunt o soluție. Spitalele publice nu au reușit în foarte multe dintre programe să atingă nivelul de calitate al serviciilor, prin lipsa de dotare, lipsa de echipe pluridisciplinare. Ordonanța adoptată marți face ca spitalele și clinicile private cu dotări corespunzătoare să se poată înscrie în programele naționale de sănătate finanțate direct de minister pentru așa numitele acțiuni prioritare, adică intervenție imediată pentru pacienți cu infarct miocardic, accident vascular cerebral, arsuri grave sau care sunt la terapie intensivă. Banii pentru tratamente și medicamente vor fi dați de minister. Celelalte boli, cum ar fi cele cronice, sunt finanțate de Casa de Asigurări. Permitem ca cetățenii să apeleze și la unități spitalicești private. Aici vă spun. Deocamdată, cele 25 de ordonanțe de urgență adoptate marți seară de guvern nu au fost publicate în Monitorul Oficial. Actele normative încă așteaptă avizele de la Consiliul Legislativ. Iarna a adus și bucurie, nu doar probleme. În Poiana Brașov, turiștii nu mai sperau să prindă zăpadă, așa că au dat năvală pe pârtii, iar condițiile sunt excelente. Pe de altă parte, în Sinaia, domeniul schiabil a fost închis. Din cauza viscolului, câțiva arbori au căzut pe cablurile telegondolei. La orele prânzului era soare în Poiana Brașov. Deși erau minus 6 grade Celsius, frigul nu s-a simțit deloc. Cea mai frumoasă zi. Noi suntem de duminică, dar azi a fost cel mai frumos. Pârtie, a fost peisajul deosebit. It turned out to be a great day. And in the beginning it was a bit cloudy, but now it's fantastic weather.
Frigul a permis ca tunurile să poată funcționa la nivel optim, iar cu zăpada depusă peste noapte, pârtile au fost mai bune pentru schiuri. Turiștii au obosit câte ture au făcut. Eu am febră puțin musculară, da, e ok. Câte ture? 4 pentru ziua de azi. Iarna și-a arătat partea bună. Da, aici toată lumea a așteptat. Temperaturile negative au fost mult așteptate de administratorii domeniilor schiabile. Termometrele au înregistrat minus 10 grade Celsius, așa că toate tunurile pentru zăpada artificială au fost puse în funcțiune. Acest tânăr din București este de fapt în vacanță la Sinaia și face naveta în Poiana Brașov ca să se poată da cu placa. Acolo, domeniul schiabil este închis din cauza pagubelor făcute de viscol. Au căzut copaci chiar pe telecondola și pe cablul. Au zis că au pagube destul de grave și nu știu când dau drumul. Și am decis să venim aici. Să nu pierdeți schiul totuși. Exact, da. Pentru acești turiști din Alba Iulia, astăzi a fost prima zi de iarnă autentică. Este superb. Ieri a nins toată ziua, azi este frumos. Deci până acum toamnă și astăzi iarnă. Astăzi iarnă, da. Sperăm că o să fie în continuare la fel. O vreme foarte bună a fost soare, zăpadă bună. Și pentru drumeții a fost o vreme excelentă, mai ales că peisajele hibernale au fost o raritate în acest sezon. Tibiu Șeriu, românul care a străbătut pe jos nordul înghețat al Canadei, se apropie de sfârșitul acestei curse infernale. Doar doi bărbați din 21 care au luat startul au rezistat aceste încercări supraomenești. Un elvețian, fost voluntar pe acest traseu, a ajuns la final încă de la ora 15, iar Tibiu este așteptat să încheie maratonul arctic dintr-un moment în altul. El dorește să obțină finanțare pentru proiectul lui de suflet Via Transilvanica. Aproape 500 de kilometri prin gernă, praznic, viscol și zăpadă. Acesta este traseul pe care a pornit Tibiu Șeriu pe 30 ianuarie. Avea la el atâta echipament și hrană cât a putut să care într-o sanie. A dormit în cort, în reprize, când l-au răzbit oboseala și foamea. Acum câteva ore a reușit să facă singura transmisiune video de pe drum. Planurile un pic mi s-au cadat peste cap din cauza zăpezilor. Cam multe zăpadă, traseul e foarte dificil de mers pe el. Da, ce contează? Să ajungem la final. Nu există suferință pe care să n-o fi îndurat românul în maratonul Yukon Arctic Ultra. Frigul l-a vlăguit cu totul, iar din cauza unor probleme cu stomacul n-a putut mânca mare lucru. La jumătatea cursei s-a rătăcit și a pierdut timp prețios, apoi a fost atacat de un ren. Și-a apărut un ren din față pe cărare și nu m-a lăsat să trec. Și tot am dat cu bățul, dar nu știu ce. Bă, și la un moment dat a venit către mine și a trebuit să sar prin boscheț cu tăcusanie. Rând pe rând, aproape toți concurenții au abandonat. În fața lui Tiberiu a rămas doar un elvețian. La un moment dat, românul a reușit să-l depășească pe când dormea, însă adversarul și-a recâștigat poziția. Tiberiu nu s-a lăsat descurajat și a decis să termine cursa cu orice preț. Mi-am dat seama că numai atâta am, n-am nimic, niște termosuri bune n-am. Azi dimineață, Tiberiu a sunat ultima oară de pe traseu. Nu mai recunosc cu telefonul. Când l-am luat azi dimineață, o trebuie să fac o lucru. Nu mai așa fainica. Cam ajunge, știi? Mii de oameni au urmărit cu sufletul la gură pe internet aventura lui Tiberiu. O cursă a supraviețuirii din cauza condițiilor meteo. Am avut încredere în el din prima zi când a plecat din România, că o să ajungă și o să termine cursa. 500 de kilometri în 7 zile, cred că a fost o competiție extraordinar de frumoasă. A câștigat unul mai tânăr cu 13 ani ca el, mai bine pregătit, mai bine echipat. Tiberiu Șeriu visează să obțină finanțare pentru amenajarea unui traseu de drumeție de 1000 de kilometri ce va străbate pe diagonală țara. Este doliu în lumea filmului Kirk Douglas, legendarul actor, producător, regizor și scriitor, a murit la vârsta de 103 ani. Anunțul a fost făcut pe Instagram, chiar de fiul său deopotrivă faimos, Michael Douglas. Spartacus, campionul și cărările gloriei sunt doar câteva dintre cele peste 80 de loruri jucate într-o carieră care a depășit 5 decenii. Înainte de a deveni starul Kirk Douglas, a fost Isur Danielovich Demski, născut în 1916 în familia unor evrei care au emigrat din Rusia ca să scape de pogromuri. Crescut în sărăcie, și-a descoperit talentul pentru actorie în timpul liceului. A avut mai multe slujbe modeste, inclusiv ca luptător într-un bâlci, înainte de a fi admis cu bursă la Academia de Artă Dramatică Americană. A ajuns la Hollywood după ce și-a slujit țara în marină, în cursul celui de-al doilea război mondial. Dincolo
dincolo de inconfundabila lui despicătură din bărbie, Kirk Douglas se distingea prin forța, chiar ferocitatea cu care își interpreta personajele. După un prim rol remarcabil în Campionul în 1949, s-au înșirat o sumedenie de partituri memorabile. Producătorul ambițios din The Bad and the Beautiful, soldatul rebel din filmul lui Stanley Kubrick, Paths of Glory, marinarul din pelicula Disney, 20.000 de leghe sub mări, pictorul Vincent van Gogh din Lust for Life și, probabil, cel mai mare rol al lui, Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus! Acest film rămâne în istorie și din alt punct de vedere. Scenariul i-a aparținut lui Dalton Trumbo, una dintre cele 10 figuri de la Hollywood trecute pe lista neagră timp de 13 ani, pentru că a refuzat să se dezică de simpatiile comuniste în faimoasele audieri din Congres. Mulți ani după aceea, Kirk Douglas declara că spulberarea acestui tabu e lucrul de care se simte cel mai mândru din cariera lui de peste 5 decenii. Studios would not mind using a blacklisted writer. As long as they didn't have to look at him, as long as he didn't come into the studio, and as long as he never used his name. And that was such hypocrisy that it enraged me, and I decided to hell with it. I'm producing Spartacus, and I'm going to use Dalton Trumbo's name. Fiul său, Michael, i-a călcat pe urme, ajungând el însuși un star de primă mână. I think that he kind of personifies the individual at the time of the big studios, the man who stood alone. În 1991, Kirk Douglas a supraviețuit prăbușirii cu elicopterul, accident în care alți doi pasageri au murit. După alți 5 ani, a suferit un atac vascular cerebral care i-a afectat masiv vorbirea și l-a făcut să se gândească intens la sinucidere, după propriile mărturisiri. După 3 nominalizări nefructificate, abia în 1996 i-a fost acordat un Oscar onorific pentru întreaga carieră. Doi oameni au murit și alți 31 au fost răniți după ce un tren de mare viteză a deraiat în nordul Italiei. Cei care și-au pierdut viața erau chiar mecanicii trenului care circula de la Milano spre Salerno. O a treia persoană a fost grav rănită, pe când rula cu 290 de km la oră, locomotiva a ieșit de pe șine și a lovit un vagon de marfă de pe o linie paralelă. Donald Trump răsuflă ușurat. Președintele Statelor Unite a fost achitat în Senat la încheierea procesului său istoric de destituire. L-au salvat senatorii republicani, care cu o singură și notabilă excepție au făcut zid în jurul lui cu 9 luni înainte ca Trump să ceară unei Americi puternic dezbinate să-i acorde un al doilea mandat la Casa Albă. It is therefore ordered and adjudged that the said Donald John Trump be, and he is hereby, acquitted of the charges. 52 dintre cei 100 de senatori americani l-au declarat pe președinte nevinovat de abuz de putere. Asta deși, în opinia democraților, Trump a condiționat un ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Kiev de anchetarea afacerilor avute în Ucraina de fiul democratului Joe Biden. When the president tries to coerce an ally to help him cheat in our elections and then covers it up, we must say enough. 53 de senatori l-au achitat pe Trump și de acuzația de obstrucționare a Congresului prin încercările de a împiedica investigarea acestui scandal prin infracțiuni date unor actuali și foști membri ai administrației americane de a nu coopera în anchetă. În prima sa reacție, Donald Trump a jubilat postând pe Twitter un meme în care se imaginează președinte și peste câteva mii de ani. Mr. Romney, guilty. A rupt rândurile republicanilor doar senatorul de Utah, Mitt Romney, care și-a apărat decizia invocându-și credința și conștiința. The president delayed funds for an American ally at war with Russian invaders. The president's purpose was personal and political. Accordingly, the president is guilty of an appalling abuse of public trust. Corrupting an election to keep oneself in office is perhaps the most abusive and destructive violation of one's oath of office that I can imagine. De ani de zile, relațiile dintre cei doi erau înveninate, mai ales după ce, nominalizat în 2012 din partea Partidului Republican drept candidat la președinție, Romney a pierdut în fața lui Barack Obama. The last election should have been won, except Romney choked like a dog. He choked. He went, I can't breathe. I can't breathe, he said. Procedura de destituire nu pare să fie afectat popularitatea președintelui Trump, rămasă la 42%, nivelul de dinainte de scandal. O jurnalistă australiană care făcea un reportaj despre siguranța în preajma șerpilor a vrut să fie cât mai convingătoare. Iată însă ce a ieșit. You just beat my microphone. I'll just stay still.
Yeah. That's it. Just keep the mic nice and still. It's just because it's right in front of his face. That's all. He's buying my microphone. What do I do? You'll be right. It's just the mic that he's saying. But what if he sees my hand? No, there we go. Reporterița filma având un șarpe pe umăr după ce un specialist care se pricepe la prinderea și îmblânzirea acestor reptile a asigurat-o că nu este în pericol. Însă șarpele a mușcat fulgerător microfonul aflat la câțiva centimetri de mâna tinerei. Aceasta s-a speriat, dar a încercat să nu facă mișcări bruște, după care a continuat să vorbească.